Mamă, tată, vă spun, el este alesul. Au jicuț, așa găsit Ginu, s-a flăcău. Păi și cum este mamă? E băiat de familie bună? Oho, mamă, dar ce familie din aia înstărită! Îl cunosc de peste jumătate de ani și crede-mă că am petrecut o grămadă de momente frumoase împreună, mamă. Ei, bag un pahar că se însoară fiimea. A venit, doamne, ce să vă mai placă de el? A venit ginerii mei, mânca la tata de flăcău frumos. Oh! Ce e, dragă? E un arab la ușă. Tată, deschide! Este Ahmed! Habibi! Habibi! Haide, intră! Mă bucur că ai ajuns cu bine. Ei sunt părinții mei. Mami, tati, el este Ahmed. Salut! Aleikum salam. Ce-a zis? Ceva de mâncare, e foame, o fi condus mult. Eu numește Ahmed Soikatuf. Ginel. Gicuța. Ginel, Gicuța, pot împrieteni la voi cu tradiția? Adică să vă ia în brațe, cum era el în țară. E o tradiție, să deveniți apropiați. Ziceți că da? Da, mai întâi tu, Gicuțu, ca să citezi mișcările. Așa ți ascultă el inima, e tradiție la ei. Doamne, e un om minunat, mamă. Ginel, la mine în țară bărbații interzis pupat. Salut cu onoare și respect la tine. Ah. Habibi. Hai la masă, Habibi. Tu-și ceru, mătii, ce tare ai dat. Și cu ce te servim? Cu o țuică? Cu un vin roșu? Tata, Ahmed nu poate să consume alcool, nu-i permite religia. Aoleu, nici vin roșu? Nimic. Aici îmi pare rău de tine, măi, tată, nu de el. Tata, nu începe cu glumele, că înțelege româna din ce în ce mai bine. Habibi, mashallah. Și? Cum vi se pare? Mă, e băiat frumos, aspectuos, dar tu știi mai bine. Are... Eu am avut avere mare în Arabia. 20 cămile, 2 case, 10 mașini. Oho, înstărit, nu glumă. Dar ce faci, băi, tată, cu atâtea cămile? Mă, tată, să nu fie cumva cioban la el acolo, mă. Nu, tată, acolo la ei cămila e ca și cum ai avea la noi 50 de mașini. Logan? Duster. Oh. Dacă îmi dați fata, oferit la voi 5 cămile. N-avere, ai vândut casa la țară. Acolo aveam graș. Acum unde țin eu 5 cămile? Asta e bună. Ce dai tu de mâncare la cămile? Porumb, ce să-i dau? Oh, stai bă că l-am vândut și pe ăla. Măi, Ginuța, nu poate să ne dea altceva? Hai mă, tată, că vedem noi cum facem. Ideea e că la ei e o tradiție. Ce tradiție? La noi sunt mai multe. Sincer, nu știu cum să vă spun, că mi-e cam așa. Zi, fata, tati, nu te sfii. Habibi, poți să le spui. Înainte de luat fata voastră de nevastă, eu trebuie testat. Aoleu, e cu examen la voi? Complicată treabă, o fi ca la bac. Nu, mamă, adică să vadă dacă îi convine. Păi nu te știe, înseamnă că îi convine. Eu trebuie verificat la fata voastră dacă este bună pentru mine, dacă satisface la Ahmed. Ginele, asta vreau să ne călăresc fata. Lasă, dragă, că și noi după călărim cămile, să mă vezi în cartier, cine o să mai fie ca mine. Deci, ce ziceți? Mama, ești fată mare, tu decizi. Eu și puteai că tu suntem alături de tine, indiferent de ce și cum. Bun, atunci nu mai lungim vorbitul și mergem să testăm, Habibi. Testează, tată, ăștia n-are ochii formați ca noi. Noi românii ne dăm seama imediat o gagică e bună sau nu. Îți dai tu seama, repede. Haide, Ahmed, mami și cu tati ne vor aștepta aici cu minți. Haide, dar înainte de asta, tata socru făcut tradiție la mine. Aoleu, ginele, ăsta vrea și cu tine ceva. Zici? Tradiția spune că tata socru luat în brațe, pus mâna la inimă, iar la plecare la dormitor, dat tare palma la cur, ca să prindă forță. Ia auzi, zic că trebuie să-i întorci tierul ăsta ca să pornească. Treci la tata.
Tararararara, cum vine Camila mea. Tararararara, cum vine Camila mea. Termină, dragă, cu Camila ta, aia mai țineam noi în casă. O Camila. Lasă, dragă, aia să fie problema. Cine a mai avut Camila la noi mea? Ginel Șeicu! Ginel Șeicu, ce crezi, dragă, că dacă ai Camila gata, e Șeic așa repede. Hai, termină. Ce-o fi făcând fata noastră acolo? Ce să facă? Îl convinge că e ce trebuie și negociază pentru a doua Camila cu știu păfsita. Doamne, vai, mamă, cum sunt arabii ăștia! Cum sunt? Nu te lasă să respiri! Te rupe picioare, frate, de-mi tremură tot corpul. Ia uzi, Ginele, ai auzit? Zi de Camila, ai negociat pentru mai multe? Cred că ne dă o turmă la ce i-am făcut. Ehe, se mărită fimea, ce să mai... O, Ginelică, mulțumit? Mulțumit, fata ta a plăcut la Ahmed. Păi e normal, mă, să fii mulțumit, mă, Ahmed, că româncile e cele mai șmecere, mă. Trebuie să stai mai mult pe aici, pe la noi, măi, ca să vezi cum stă treaba. Poate o să stau și luat mai multe soții? La noi așa e tradiția. Luat, mă, câte vrei tu și dacă e, te mai ajut și eu cu ceva. Dar să nu mă uiți cu cămilele alea, da? Da, promisiune e promisiune. Când mă întorc din Arabia, adus multe cămile la tine. Acum plec să anunț familia că a găsit fată bună în România. Așa, mă, Ahmedule, hai, mergi cu domnul. Cu domnul tău, ca să nu facem confuzie. Mamă, mergi să mă întind puțin, că mă resimt după atâta efort. Mergi, fata mea, mergi, că ai fost tare vrenică azi. Gata, dicuțu, ne-am făcut oameni. Care zicea că e numele de familie? Chiar acum vreau să-l notez pe hârtie, ca să-l țin minte când o să mă întrebe vecinii pe cine a luat fimea. Așa să faci. Auzi aici nume, Soicătuf. Ce nume au ăștia, băi, frate? Ia să vedem ce este scris invers. Dicuțu, pus după el! Ce s-a întâmplat? Ne-a păcălit rău, ăsta nu este arab, ăsta este cordat de rasă pură. Tu se rasa mătisă. Arde și tu, Ginele! Salut, frățior! Hai, mă, că a ținut poanta, mă, și-a marcat băiatul. Da. Ce costum mai vreau? Bă, vreau un costum de popă, mă, că la câte apartamente sunt aici, dacă vin cu botezul, nu plec fără 2-300. Îmi faci rost. Mersi, te pup, frățiorul tău. Te pup, pa!